Salutare prieteni, astăzi voi face un mic upgrade la adăpostul meu pentru pui și rațe de o zi, pe care vi l-am arătat anterior. Am să-l fac să poată fi ținut afară, până acum l-am ținut undeva în interior. Mai întâi am pus celofan cu scotch roată împrejur pentru că în cazul în care va ploua, nu vreau să se ude cartonul. Și i-am făcut și această chestie pe care o voi pune așa, da? Pentru a face acoperișul. Haideți să începem. Să vă zic și ce am pregătit. Un bec roșu, infraroșu, niște cartoane și niște celofan, niște cutii de la Sweet Garden și la Grădina Max, despre care vom vorbi probabil în alte episoade. Am montat sistemul de susținere pentru acoperiș și cu o clemă mare am montat și becul cu infraroșu. Bineînțeles, întrerupătorul l-am lăsat afară. O să văd cum o să îl camuflez să nu îl bată ploaia. Am montat și acoperișul. Deocamdată doar carton. Urmează să pun acum și celofan. Am reușit să pun și celofanul pe acoperiș. După cum vedeți, arată super. Acest celofan l-am avut de la o saltea. S-au speriat rățuștele. Da, urmează să mai pun și chestiile astea, nu știu cum se numesc, și să-l acopăr cu totul. Am reușit să montez și panourile laterale la acoperiș, ceea ce n-a fost foarte greu. Am montat întrerupătorul cumva deasupra, o să-l bag probabil într-o pungă ceva. Da, cam așa arată deocamdată. Urmează să fac o portiță aici pentru a avea acces la țarcul lor. Le-am făcut și ușița, după cum se vede. Am pregătit și sistemul de securitate, care este foarte avansat. Cum se vede așa, cu țeavă și un băț mare care va intra aici. Da, cam așa ceva. Nu prea poate să intre nimic. Aici probabil voi folosi un băț mai gros și ca să vină mai sus. Asta e sistemul de securitate. Urmează să conectez și lumina și cred că am să vă arăt și cum arată înăuntru cu lumina. Am conectat și sistemul de iluminare, sau mai bine spus de încălzire. Am folosit un sistem foarte complicat și foarte sofisticat. Se numește pungă în pungă, un sistem de protecție. Adică trei pungi, una în alta, prinse cu scotch, în așa fel încât să nu intre apa. Ia să vedem. Țac. Și avem lumină. Acum adăpostul meu este complet. Sper ca rățuștele să se bucure că nu le voi mai căra cu cutii de colo-colo. Sper că v-a plăcut. Vă mai aștept pe canalul meu. Și dacă sunteți interesați de acvaristică, vă aștept și pe celălalt canal al meu, care deocamdată este la început. Numele meu acolo este Squid Fishman, spre deosebire de numele acestui canal, care se numește Fishman Squid. Nu sunt foarte... Nu am foarte multă imaginație, după cum vedeți, dar sper să vă placă. Acolo fac niște filmulețe puțin mai profi. V-am salutat și v-am lăsat.